Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anticovid, medicul Valeriu Gheorghiță, a anunțat posibilitatea apariției celui de-al cincilea val al pandemiei. Acesta a declarat că perioada sezonului rece este favorabilă răspândirii virusului SARS-CoV-2. Alte țări deja se confruntă cu o creștere a cazurilor de coronavirus și nu este exclusă în următoarele luni apariția unei noi tulpini. În Marea Britanie este o tendință de creștere a numărului de cazuri și nu vreau să uităm că suntem în plin sezon rece. Iarna se apropie și oamenii vor sta în spații închise, vor interacționa din ce în ce mai mult, aerisirea încăperilor se va face mai puțin, iar riscul de infectare evident că va crește, a declarat Valeriu Gheorghiță, întrebat dacă va veni și valul 5 al pandemiei. Să nu mai vină! Să nu mai vină! Pentru că să ne lasă să trăim și să fim sănătoși, dar uite că oricum trebuie să ne protejăm, că în rest ce să facem? Să stăm închiși în casă, nu mai uite, mai ieși, mai faci mișcare. În România situația este gravă, iar valul 5 al pandemiei de COVID-19 ar da încă o dată peste cap sistemul medical. Oxigen nu avem și nici bani de medicamente. Nu se ocupă de ce trebuie. Dacă s-ar ocupa, să aducă medicamente, să controle, nu, nimic, ne lasă să murim. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anticovid, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat că în cazul în care certificatul verde nu se introduce și pentru anumite categorii profesionale, atunci va fi greu să ajungem la 70% din populație vaccinată, nu numai până la sfârșitul acestui an, dar nici în primele luni ale anului viitor.